Au început pregătirile pentru târgul de iarnă ce va avea loc pe esplanada Municipiului Pașcani. Administrația locală a publicat un anunț prin care informează producătorii locali, dar și comercianții cu privire la faptul că a început perioada de înscriere pentru închirierea spațiilor alocate pentru târg. Cererile pentru participare pot fi depuse la ghișeul unic din cadrul primăriei sau transmise pe adresa de e-mail până cel târziu la data de 18 noiembrie, ora 16 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente. Copie după certificatul de înregistrare și toate actele adiționale relevante, copie după cartea de identitate a reprezentantului legal, avizul de la DSP, DSV în cazul în care se comercializează produse alimentare, declarație nota a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment, certificat de atestare fiscală de la serviciul taxe și impozite locale, din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local, și fotografii cu rulota sau produsele care vor fi expuse spre vânzare. Municipalitatea informează faptul că cererile transmise după perioada de înscriere nu vor fi luate în considerare. Relații suplimentare pot fi obținute și la numărul de telefon 0232-762-300, la compartimentul patrimoniu și contracte. Târgul de iarnă va fi deschis în perioada 1-30 decembrie. Inaugurarea acestuia va fi făcută printr-un spectacol tradițional, însă până în prezent nu sunt informații cu privire la artiștii care deschid sezonul sărbătorilor la Pașcani. De asemenea, în zona ar urma să fie amenajat și un patinoar, la fel ca în anii trecuți.